Astăzi testăm 50 de mituri în GTA 5. Rămâneți până la final să vedeți care au funcționat și care nu. Puneți-mi în comentarii câte dintre aceste 50 de mituri le-ați știut. Și fără alte adăugări, hai să-i dăm drumul la videoclip. Vreau să mulțumesc abonaților săptămânii, aceștia fiind Roxana Mihailă, It's Red, Torin 16, MC Production și X Robert X. Dacă vrei și tu să apari în următorul videoclip, abonează-te! La această casă, fix în acest colț, este o gaură în hartă, din câte puteți vedea și voi, și partea interesantă este că putem să aruncăm obiecte prin acea gaură. Ia să vedem. Bum, ați văzut că s-a dus sub hartă și a bubuit sub hartă, băieți. Dacă venim la acest Los Santos Custom, care se află fix aici, dacă mergem în spatele clădirii, fix lângă acest autobuz părăsit, aici avem o plantă pe care dacă o să o mâncăm, prima dată o să leșinăm. Iar apoi o să ne transformăm într-un animal random. Eu acum am transformat în cățel, dar puteți să vă transformați în orice animal. Vacă, pisică, porc, orice animal. Statuia asta, de câte puteți vedea, este aici un pădurar care ține un butoi pe umăr. Însă, ce nu știați, dacă veniți la acest butoi și trageți în el, o să cadă apă din el. Dacă venim pe acest ponton, pe aceste scări, când o să sărim, caracterul o să considere că noi vrem să sărim în apă, iar acesta o să sară în cap. Dar noi nu o să intrăm în apă, pur și simplu o să ne dăm capul de balustradă. Dacă venim la orice Los Santos Custom, aici avem aceste spray-uri cu vopsea și dacă o să tragem în ele, o să explodeze și o să arunce cu vopsea. Dacă arunci cu un plugăre de zăpadă în mașina a poliției, o să fii arestat. În casa lui Michael, prin acest geam putem să vedem acea clădire, însă, dacă ne urcăm pe acoperiș, vedem că aici nu este niciun geam. Dacă turnăm o canistră de benzină pe jos, apoi venim cu o mașină care să scoată flăcări pe la evacuare, și atunci când scoate flăcări, o să aprindă... Nu cred! What the fuck, s-a aprins acolo? Tu ești prost? Chiar nu credeam că mitul ăsta există. Există buguri în GTA 5? Am există. Pentru următorul mit va trebui să sunăm la pompieri, 911. Uitați că vin. Fiți atenți, dacă aruncăm un molotov pe jos, teoretic ar trebui să stingă focul, nu? Mai aruncăm unul? Ce ai, mă, ești nebun, ăștia foc de foc, ești prost? Dacă tragem în aceste gălezi de vopsea, logic ar trebui să curgă vopsea, nu? Oh, chiar curge, ești prost? Dacă tot suntem aici, hai să facem și următorul mit. Dacă călcăm în această vopsea, o să lăsăm urme. Ok, suntem aici. Vedeți că apar și particule de vopsea, că pare cum suntem în vopsea și... Da, nu este chiar atât de realistic pe cum așteptam eu. Toată lumea știe acest extraterestru blocat în gheață, da? Ei bine, realistic vorbind, dacă aruncăm un molotov, o să se aprindă focul, nu? Și teoretic ar trebui să se topească gheața ca să vedem și noi acest extraterestru. Ia să vedem dacă se topește. Da, s-a topit. Hai să vedem dacă numărul acesta de la magazin chiar merge. Vedem frumos telefonul, bam, bam. Ia să vedem. 555 0117. Sunăm? Bă, deci merge să sunăm la magazin, dar aparent ăștia nu prea-și fac treaba și nu e nimeni aici. Dacă venim la această casă care se află fix aici, orice persoană pe care o să o atingem o să moară. Îl avem aici pe acest om care este puțin speriat de mine și hai să vedem dacă este adevărat acest mit. Bă, i-am dat un picior, dar n-ar fi trebuit să moară dintr-un picior, deci este adevărat. Știți vorba aia că pisicile au 9 vieți? Ei bine, hai să vedem dacă este adevărat și în GTA. Ne-am dus. Da, nu este adevărat deloc. Dacă punem sticky bomburi pe acest roller coaster, hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem, îi dăm E. Da, au dispărut acele sticky bomburi, deci acesta nu merge. Dacă tragem fix în acest loc la o mașină, ar trebui să curgă tot combustibilul din această mașină. Ia să vedem. Da, curge. Acum dacă nu mai are combustibil, hai să vedem dacă această mașină mai funcționează. Deci aparent încă mai merge. N-are treabă că nu mai are combustibil în ea. Acest ceas din GTA chiar funcționează. Hai să vedem, o să schimb eu imediat ora. What the fuck, chiar funcționează. Dacă ești pe o bicicletă o să scap de falling damage. Ia să vedem. Și... Da,
Adevărat. O să jefuiesc un magazin cu o minge. Hai să vedem. Nu cred așa ceva. O minge, mă? Dacă vrei să furi mașina, durează foarte mult. Până îi spar geamul, până o deschizi, până astea, durează foarte, foarte mult. Dacă vrei să faci asta mai rapid, pur și simplu îi spar geamul. Iar acum o să intri instant în ea. Dacă venim fix în această locație, fix când fantoma din GTA este spawnată, o să auzim un țipăt foarte ciudat. Fix în această locație, pe acest deal, găsim corali. În mijlocul dealului noi găsim corali, care teoretic ar trebui să se spawneze pe fundul oceanului. O să chemi un taxi în orașul din tutorialul jocului, adică North Yankton. Ia să vedem dacă merge. Apare, nu merge. Dacă tragem în această poartă de fotbal, sau punem un sticky bomb pe ea și îl explodăm, nu se întâmplă nimic. Însă, dacă intrăm cu mașina în această poartă de fotbal, o să o rupem. Dacă punem un sticky bomb pe un hidrant, ia să vedem, apoi îl explodăm. Și dacă intrăm în această apă, o să murim. Da, adevărat. Dacă venim fix în această locație, pe acel banner roșu avem harta din GTA 4. Dacă venim fix în această locație și intrăm în această curte, dacă venim aici și ne punem în first person, o să putem să intrăm în acest gard. În casa lui Michael există o cameră în care nu putem să intrăm. Aceasta este. Dar totuși, haideți să vedem ce este înăuntru. Din câte puteți vedea, este o cameră complet goală. Dacă faci burnout lângă o mașină care stă la semafor, o să fac o cursă cu tine. Păi, ești prost? Chiar merge. Există un glitch prin care poți să arunci cu grenade mult mai repede. Hai să vedem. Cam așa aruncă acest green launcher. Însă dacă ne punem lângă un perete... Oh my god, uite cât de rapid aruncă. Dacă tragem cineva care are o cafea în mână, nu o să-și ia damage. Ia să vedem. Da, adevărat. Cu un cargo bob puteți să ridicați pietrele de pe ciliat. Ia să vedem dacă reușesc să o prind. Da, am prins-o. Partea șmecherie e că putem să-i dăm drumul unde vrem noi. Ia să vedem. Dacă pui C4 pe un ATM, o să cadă toți banii din acesta. Ia să vedem. Și... Da, nu merge. Putem să distrugem telecabina dacă tragem în ea. Ia să vedem. Păi ești prost! Chiar merge. Dacă venim fix în această locație, la această cascadă și mergem ușor... Putem să ne ascundem în cascadă. Dacă punem sticky bomburi lângă fantoma din GTA, când o să explodeze, aceasta o să dispară. Ia să vedem. Și... Aparent n-a dispărut. Dacă ai telefonul în mână și te uiți la e-mail-uri, vedeți că vi se întoarce telefonul. Dacă lovim pe cineva cu telefonul, telefonul s-a glitchuit. Dacă îmi dați follow pe Instagram, o să găsiți 5 lei pe jos. Deci să nu riscați. Poți să folosești telefonul în timp ce înnoți. Ia să vedem. Intrăm în apă. What the fuck, chiar merge. Dacă venim fix în această locație, la această casă, va trebui prima dată să distrugem această plantă. Perfect, iar apoi, dacă venim fix în acest loc, o să cădem prin hartă. Dubla numărul 2. Da, a mers. Dacă venim fix în această locație, în GTA 5, fix lângă aceste scări, va trebui să punem o mașină fix aici, iar apoi va trebui să ne urcăm pe mașină și după... Vom putea să ne cățărăm aici, unde este un drum secret de care nu multă lume știe. Pentru următorul mit, dacă vreau să claxonez, apăsei și vedeți că caracterul meu apasă cu mâna dreaptă claxonul. Însă dacă deschid telefonul, cu ce mână o să claxonezi? Hai că foarte realistic jocul ăsta, dacă mă întrebați pe mine. Pe arma aceasta avem 30 de gloanțe pe încărcător, din câte puteți vedea voi acolo în dreapta sus. Ia să vedem, să ajungem la un glonț pe încărcător. Bam, 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 pac, pac, pac. Mai avem un glonț pe încărcător. Dacă ne cățărăm pe un obiect, o să avem gloanțe full pe încărcător. Deci dacă ne cățărăm pe ceva, automat o să ni se reîncarce arma. Un vending machine de acest tip poate să rămână fără suc. Ia să vedem. Ia vedeți din stânga sus, vending machine is run out of sodas. Deci... Aparent, acest vending machine a rămas fără suc. Deci este adevărat mitul.
Din câte puteți vedea, pe acest deal nu pot să mă cațăr. Însă, dacă iau pistolul și pun aim-ul, o să mă cațăr lejer. Ia să vedem, mai urcă. Urcă. Fix lângă această rampă există o porțiune invizibilă pe care putem să mergem. Ia, vedeți? Mai încercăm o dată. Fix lângă această rampă. Da, deci merge. Sub apă, în mijlocul oceanului, putem să folosim telefonul. Da, merge.